O tânără în vârstă de 14 ani din media și este pasionată de fotbal, iar idolul său este portarul Răzvan Pleșca. Ștefania Rusu nu a stat pe gânduri când a aflat că se fac înscrieri pentru echipa de fete a clubului Gazmetan, iar acum apără poarta echipei. Răzvan Pleșca este idolul meu, îmi place cum apără și cum este văzut de lume. Am ales postul de portar pentru că vreau să ajung un portar bun, așa cum este Răzvan. Vreau să continui cu acest sport și peste ani să ajung la o echipă mare, a declarat Ștefania Rusu într-un material publicat de Federația Română de Fotbal. Ștefania a avut ocazia să-și întâlnească idolul la un antrenament, iar Răzvan Pleșca s-a declarat impresionat de cuvintele tinerei. Cel mai frumos aspect al meseriei de fotbalist este că putem inspira copiii să-și dorească să vină la fotbal, să facă sport. Chiar nu mă așteptam ca o fată să vrea să-mi calce pe urmă. M-a făcut să mă simt foarte mândru și consider că acesta reprezintă cel mai frumos compliment la adresa muncii mele, a spus Răzvan Pleșca. Echipa de fete U15 a Gazului Metan este pregătită de antrenorul Costel Hank. Fetele se antrenează de două ori pe săptămână, iar anul viitor ar putea și debuta în campionat.